Bine ați venit la vloguleț! Bine ați venit! Abia așteptam vlogulețul acesta în care să vă povestim tot, vă spunem tot astăzi. Deja după 1, 2, 3 vloguri cu nuntă, gata, ăsta e ultimul. Ăsta e cel în care trebuie să vă spunem cum și în ce fel și cum am resimțit noi. Le spunem și treaba aia cu alarma de incendiu? Hai că le spunem și pe aia. Am spus că le spunem tot, le spunem tot. Să știți că au fost peripeții. Au fost peripeții. Astăzi le aflați. Crezi că se putea să facem o nuntă fără să fie peripeții? Nu se putea. Bineînțeles că v-am arătat detalii, v-am arătat DIY-uri pentru cine a venit și n-a văzut vlogul la timpul lui, îl aveți aici pe la noi pe canal. De asemenea, multe poze despre și cu și cu noi Instagram-ul ăla al tău. Și vă mulțumesc mult pentru follow, pentru a explodat atât pe Duo Veselia, contul nostru de Instagram comun, cât și pe contul meu de Instagram, Delia Mrr, găsiți acolo poze și toate detaliile. Însă noi am zis că ne-ar plăcea, înainte să vedeți acel video de la nuntă care e clasic, să vă spunem cum am resimțit noi totul din postura noastră. Doamna Măranu, ai zis că ai făcut o listă. Am făcut o listă și ce-am făcut cu ea. Deci am spus, Delia, face o listă cu pași, să știm despre ce vorbim. Eu știu pașii, îi am pe toți aici, dar el are nevoie de liste. Și-a, domnule, am găsit, e old school, făcută, scrisă de mână, ca să fie, să înțeleg numai eu. De-aia am făcut listă. Îmi place că ai început cu ore, nu cu pași. Și mă așteptam să facă pasul, 1, 2, 3 și nu. Nu, n-a fost pe pași. Intervalul orar a început la 6? Așa am și gândit ziua anunții pe ore. Deci, primul rând, la ora 3:30 dimineața, eram deja trează. La modul că emoții. M-am trezit, aveam emoții, nu puteam să mai dorm, abia așteptam acea zi și pur și simplu ceasul meu biologic a sunat înaintea ceasului fizic și a zis, bun, trebuie să te trezești pentru că este ziua cea mare, 3:30 pe ceas. Am zis, nu mă trezesc, mai stau un pic. Te-ai răsucit, te-ai făștit, s-a răsucit, deci în toate felurile cu putință, mai să mă împingă din pat și alta, nu, pentru că într-un fel sau altul eu cred că voia să mă trezesc și eu ca să facem echipă, eu am simțit-o. M-am întors pe partea cealaltă și am dormit. Domnule, eu știam că trebuie să fiu odihnit. Fresh, da. Și vreau să spun că și pe mine, pe la vreo 1:30 m-am trezit și tot așa, m-a trezit emoția. E o emoție care te trezește. Știi că urmează să faci ceva. Exact. E chestia aia și pe mine m-a trezit, dar după aia am zis, nu. Cum zice Iustin? Nu. Direct la somn. 3:30 am zis, gata, mă pun să mai stau un pic, că chiar, și dacă stau cu ochii închiși așa și mă odihnesc stând în pat, o să fie totul bine. La 4:15 o aud pe Mihaela, pentru că Mihaela și Cosmin erau deja la noi, că se duce să-și facă duș. Și am zis, opa, nu se poate, mi-am găsit partener. Domnișoara de onoare să-i dea rușine miresii. Gata, în picioare cu mine. A venit aici jos și cât și-a făcut Mihaela duș, am pus sucul de portocale pe masă, am pregătit așa niște croasante, niște din aceea melcișori cu scorțișoară, pentru că la ora, cât au zis? La ora 6. Deci la ora 6, fetele de la make-up și păr au spus, la ora 6 suntem la tine. Și am zis să le primesc și să le primim cum trebuie, cu un mic dejun, niște cafele, niște suc de portocale, niște croasantărie, în asta să fie așa un soi de French mic dejun. Cine credeți că a avut chef de mic dejun? Nu s-a atins nimeni de ele, în afară de... M-am trezit eu și Andrei, nu, când am ajuns și eu am luat din ele. Păi tu, ca să... Nu poți să spui că le-ai făcut degeaba și le-și aranjează frumos, le dechisise, pentru că era, practic, e ritualul de dimineață. Da, a fost foarte frumos, pentru că m-am trezit și cât am pus eu alea cap la cap, Mihaela și-a făcut duș și a venit jos. Și am zis, cât e ceasul? Păi era vreo 4:30. Zic, avem timp până la 6, zic, să tot stăm. Ce facem? Și ea zice, hai să punem de o cafea. Și pur și simplu am pus de o cafea și am stat de vorbă. Ne-am amintit de la... M-am luat-o din copilărie până în prezent. A fost atât de drăguț în momentul ăla atunci de dimineață, că eram doar noi aici cu... Avem aici focul pornit, erau baloane pe aici, era o lumină așa cozy, era turneric tuci afară. Da, vezi, și a fost atât de frumos, mi-am început dimineața atât de frumos, doar încă sfărăia, Cosmin încă sfărăia, toată lumea, Daniel la fel. Toată lumea liniște în casă, numai noi. Taca, eram aici jos la o cafeluță. N-am auzit nimic. Cafetele. Nimic n-am auzit. Da, n-ați auzit că am încercat să fim destul de... Pentru noi momentul ăla a fost moment de blackout. Adică a fost momentul vostru, clar. Pentru că noi realmente am apărut aici pe la 7:30. Da. Ca niște... Da, deci, domni! Când au venit ei, noi deja eram jumătate cu make-up-ul făcut. Mm-hmm. Dar până să vină ei... Am stat aici, am băut cafeaua, așa cum am zis, și la 6. Vreau să spun că era
5:58. Au venit fetele acestea. La 5:58 erau deja la ușă. Aliona, Victoria și Olha. Două erau pe make-up, una era pe păr. Bineînțeles că, așa cum am stabilit cu ele, aveau de făcut o mireasă, și aceea eram eu, și patru domnișoare de onoare. Au început, bineînțeles, cu mine, pentru că eu le-am spus cu mine, începes că eu trebuie să fiu pregătită să pot fi un control, control freak. Au început cu mine, vreau să vă spun că au terminat super repede, au luat-o și pe Mihaela și cu ei au terminat foarte repede. Vreau să vă spun că nu pot să fiu mai mulțumită decât am fost, nu numai de cum am ieșit eu, cât de bine a rezistat make-up-ul, cât de bine a rezistat părul și cât de frumos a arătat, cât și domnișoarele de onoare, cât de frumos au arătat toate și toate au fost mulțumite de ceea ce li s-a făcut. Și mai e un factor foarte important care noi cumva l-am impus așa, subliminal de la început, există timing. Da. Timingul e foarte important și culmea, nu că s-au încadrat în timpul, l-au făcut chiar un pic mai devreme pentru tot ceea ce era critic și au știut să se organizeze și să prioritizeze în așa fel încât ceea ce nu e critic să rămână spre au final. Au fost extraordinare și le-am cunoscut datorită Irinei, tot ea mi le-a recomandat. Sunt niște fete ucrainiene care au aici un salon, lucrează toate trei împreună și găsiți mai multe detalii la mine pe Instagram. Pentru că merită din plin acest feedback pozitiv, atât lucrul lor a fost extraordinar, cât și prețurile, de ce să vă zic, extraordinar de bune. Da, deci am fost super mulțumită. Vreau să vă spun că la ora 7:30, când Doru a coborât, nici nu era 7:30, vreo 7:30, așa, eram gata. Deci eram gata, cu părul făcut, cu tiara pusă, îmi făcuseră de sub aici, sub păr, au ascuns un soi de codiță împletită făcută așa la baza scalpului, în care eu să pot mai târziu să pun voalul și machiajul spot on, a înțeles din prima că vreau ceva natural, dar care să arate foarte frumos. Și să țină, asta era ideea. Cel mai important era, domnule, orice s-ar întâmpla... Să nu plece, că mai transpir, că mai verși o lacrimă, vorba și aia. Se întâmplă, că râzi, știi că dacă râzi și faci riduri, poate să se adune machiajul. N-am văzut a arătat așa. Genial. Mie oricum, cel mai mult din toate, cele mi-a părut chestie, i-a făcut o chestie sub păr, te spuneam mai devreme de ea să-și prindă voalul. Nu știu ce a făcut acolo, că de părul ei a făcut, doar din părul ei. Puteai să tragi voalul ăla, scoteai părul din cap, dar voalul nu pleca de acolo. Mi s-a călcat pe el, am călcat și eu pe el, deci nu a plecat de acolo. Și cam asta a fost cu make-up-ul. După care, pe la 7:30, au început să apară și celelalte domnișoare de onoare și au fost luate și ele în primire. Deci au avut fetele de lucru foarte mult timp. Au stat aici cu toții la o cafea, băieții se fâțâiau de colo-colo, că bineînțeles, pentru ei era mai mult plictiscă. Eram frumos, pantalon scurt, nu aveam nicio treabă. Noi tot fofârleam pe aici, mergeam printre fete, noi aici, că hai să vă ajutăm și noi să mutăm o aia. Noi ne plictiseam, ce era să facem? Să mergem sus, să facem ce? Stăm aici, că aici era mâncarea, aici era muzicuța. Cafeluța. Cafeluțele, nu mai zic, aia. Da, am dat drumul la muzică și am stat aici, am făcut un mini party de dimineață. Eu fiind foarte emoționată pentru că se aduna lumea în jurul meu și toți erau, vai, ce bine stă, vai, ce drăguț arăți, vai, și eram așa cumva copleșită de toată lumea din jurul meu, care încă nici nu era toată lumea și totuși eu mă simțeam așa, centru atenției. Dar tu ai mâncat ceva din ceea ce ai pregătit? Că nu ai mâncat nimic. Am mâncat în schimb altceva, ceva ce eu pregătisem din timp și pentru că știam că o să am nevoie, am mâncat prosciutto. De ce am mâncat prosciutto? Să zic, Doamne ferește, dimineață cu porc în gură. Da, pentru că aveam nevoie de proteină, aveam nevoie de ceva care să nu-mi dea arsuri, ceva care să nu mă facă să mă simt rău, să nu mă adoarmă. Ah, exact, de frica carbohidratului. Și atunci am evitat toate pan, șocolau și ce am mai pregătit acolo, pentru că am zis să vreau ceva proteic care să-mi țină de foame, să nu leșin, să nu fie rău, să, dar să nu fie în același timp dușman, să nu mă adoarmă, să nu-mi dea arsuri și mai știu eu ce. Și mi-am mâncat prosciutto, după care Mihaela și Cosmin au ținut cu tot din adânsul să ne dea un cadou superb. Și atunci a fost momentul când am testat machiajul. Testul suprem a fost făcut, ce mai probabil. Da, n-am avut nimic. Bun, acum hai să ne întoarcem la emoția cadoului, că de fapt acolo nu o să intru foarte mult în detalii, cert este că s-au gândit la un lucru atât de drăguț încât și atât de personalizat. Nu mi-a trecut niciodată prin cap, ne-au făcut un canvas cu locul în care noi urma să avem nunta,
un tablou foarte frumos. E un compozit foarte frumos, dar e pictat, e foarte frumos. L-am pus la noi în cameră, o felicitare personalizată, ceva superb. Noi, după acest moment frumos, am zis, bun, hai să mergem la venue. Știam că la 10:30 trebuia să facem check-in-ul la venue, pentru că voiam neapărat eu să fiu din nou în control. Oamenii de la venue mi-au spus, știu, o să ziceți, Doamne ferește, oamenii de la venue mi-au spus, dacă vrei, noi organizăm, aranjăm tot venue pentru tine și tu vii doar când vrei tu la 12:01 să-ți faci bridal morning photoshooting. Și am spus, nu! Exact! Nu! No! Eu vin împreună cu domnișoarele mele de onoare și ne ocupăm, pentru că eu am în gând cum să arate mesele, cum să arate sala de ceremonii, cum să arate candy bar-ul. Se putea, dar ai, bă, arăta senzațional. N-am cum să explic nimănui viziunea mea și atunci nu eram sigură că chiar și dacă voi explica, o să înțeleagă să fac cum vreau eu. Am zis, este ziua noastră și vreau să iasă așa cum ne dorim noi. Așa că dacă punem 2 ore în plus față de cât am pus un an, exact, în pregătirea acestor și două momente, ore. Hai, nu serios. O să se supere nimeni. Exact. Și la 10:30 am luat-o spre venue. Nu la 10:30. Nu la 10:30, nu am fost acolo de fapt la 10:10. Da, pentru că Doru a zis, hai plecăm acum. Am luat tot din casă să ne asigurăm că n-am uitat nimic. Și Doru zice, hai că merg așa încet. Și am mers încet, eram în mașină, eram, nu mai ajungem. Și Doru spune, știa că ajungem. Exact. N-o să... La check-in era la 10:30, n-aveam ce face asta. Și a fost drumul ăla destul de lung. Noi am dus multe lucruri deja. De vineri le dusesem acolo, însă au mai fost lucruri, că vorba e rochia de mireasă, tot felul de outfit-uri. Da. A fost așa, hai să începem ușor. Dar nerăbdarea era în noi și ne împingea. Haide-mă mai repede, hai să facem. Dar venue-ul nostru, din fericire, a fost un venue foarte frumos. Se numește Car Bank Wedding Venue și este undeva în Mansfield. L-am găsit făcând foarte mult research și căutând locația perfectă pentru nunta noastră. Dar de ce a fost această locație perfectă? Pentru că a avut sala de ceremonii unde a putut să facem slujba de religioasă, a avut sala de mese și locul acela de candy bar unde a putut să-mi pun eu viziunile în aplicare și sus a avut 3 camere în care am putut să ne desfășurăm, unul fiind bridal suite-ul, celălalt fiind groom suite și celălalt fiind guest suite, că cel mai bine a fost că am pus în toată cea de-a treia cameră, tot ce era depus și am lăsat celelalte 2 camere libere și am putut face fotografii și tot ce am făcut acolo. El având și o terasă foarte frumoasă, un parc de jur împrejur și de asemenea o grădină superbă în care am putut să facem o grămadă de lucruri. Pe drum noi fiind, ne uitam la vreme continuu, pentru că era cam onorat în dimineața aia, am avut emoții. La drept vorbind, noi ne-am uitat la vreme, începând cu vreo 3 luni înainte în fiecare zi și ne uitam. Dacă se dă un pic mai așa, da, sau un pic mai așa, da, riscăm să... Da, e bine că vine după cald, nu are cum să facă rece. După aia, aurea, uite, plouă până atunci. Da. Băi, asta cu vremea e atât de impredictibilă încât noi am trăit-o realmente zi de zi, ne uitam și speram să cadă exact și așa a și căzut, să fie un gap de vreme bună, adică da, să nu fie nori. Și au fost 2 zile înainte, ziua în cauză și 2 zile după. Ceea ce foarte a fost frumos. Perfect. Având în vedere că noi tocmai am trăit o mare inundație și da, zilele o vreme astea, da, foarte rece, foarte ploioasă. Cumva mă întrebam la începutul spre septembrie dacă nu ar fi fost mai bine să fi împins, să fi fost frunzele mai galbene, copacii mai... Lasă că... Nu! Lasă așa! Foarte bine am fost că am pus când am pus. Întotdeauna lucrurile se așează de la sine. Exact. Toate la timpul lor, iar când timpul lor a fost bine așezat, păi lasă-l așa. Nu, cum e? Nu schimba un lucru care funcționează, care exact era lucrurile acolo. La fel, un lucru care funcționează e ciorba la care fierb și da, să fierbem amestec și o ciorbă. La venue când am ajuns, vreau să vă spun că Delia s-a preocupat intens de fiecare aspect. Doamne, n-a lăsat din ochi nimic. Măi, dar nimic. Dacă Delia s-a preocupat un an întreg, e bine să fie lăsată ea până la capăt. Da, deci a fost dorința mea să fiu acolo prezentă și să facem împreună toate astea. Iar când am ajuns, am dus tot ce era în camere și am trecut direct la treabă. Am spus oamenilor de acolo, aduceți-ne să reîncepem să facem mesele. Mesele pe care le-am vrut ornate într-un anumit fel, cu anumite lucruri pe ele, cu scaunele care să fie ornate într-un anumit fel și cu lucruri pe care să le punem pe masă și să ne reprezinte. Nu să fie doar niște lucruri exact standard sau aruncate acolo de către cineva care habar n-are cât suflet ai pus în momentul acela. Floristul
la rândul său, a venit la timpul oportun. Da. Abia așezase masa și exact asta ne lipseau. Centerpiece-uri, așa cum le numește Delia. Florile din centerpiece. Da. Da. Și a venit, când a venit cu ele, noi deja aveam mesele pregătite, tot, cutlery, tot. Când le-am așezat, pur și simplu, s-au luminat deodată mesele. Și mi-au dat lacrimile. Impresionant. Arătau mai frumos. De când ne-am imaginat noi. Și da, cu pumpkin și aceea florați așa, am pur și simplu mi-au dat lacrimile. Când mi-a mai adus și buchetul meu de mireasă, Jonathan, eram... Iar cumva am intrat într-o anxietate în momentul în care am trebuit să punem cap la cap candy bar-ul. Însă nu știu cum s-au organizat lucrurile. Sau mai bine zis știu, oamenii din jurul nostru, datorită lor, pentru că în momentul când ne-am apucat de candy bar, băieții au venit să mă ajute cu candy bar-ul și eram acolo, hai, mutați asta, hai Daniel, hai Andrei, hai, facem asta. Deci lucrai, cred că la 16 mâini, da, pentru că eram cu toții și așteptam instrucțiuni. Aia mai așa, pentru că aia voiam așa. Să fie cum... A ieșit, domnule. Da, iar fetele s-au ocupat să organizeze colțuri din venue, fără să... Eu n-aveam asta în cap, dar ele au venit cu ideea. Cu tot felul de bostănei, de dovlecei, au ieșit niște colțuri minunate... Cu frunze, în sala de ceremonii. Ceva deci, cu frunze, aia o gândisem, dar cu ele frunzele s-au, din spate. Ele s-au ocupat de colțurile alea care mi s-au părut extraordinar de bine au arătat și suntem super, super, am mai spus-o și o să o spun mereu asta, pentru că așa este, super recunoscători oamenilor care au fost acolo și au pus umărul efectiv ca ziua aceasta să iasă superb. În momentul când a început să capete sens tot ce văzusem eu, atât candy bar-ul, mesele, colțurile pe care fetele le-au aranjat, sala de ceremonii, ăla a fost momentul când m-am calmat. Pentru că eu aveam o problemă și anxietatea mea cu privire la ziua anunții refera doar la asta. Deci anxietatea a început literalmente la 10:30, da, pentru că atunci eram înăuntru deja și... N-a ținut decât până pe la vreo 12 fără 10 de genul ăsta. Dar în acea oră și ceva, Delia a fost on fire. Da. Nu te puteai înțelege. Dar ea era peste cap. Tot. Era, eram și într-o rochie roșie așa să fiu văzută. Da, semafor. Și eram fire. Așa m-am făcut să iau dintr-un colț într-o altă. Oricum, stresul cel mai mare a fost la tine, să știi că nu la noi, toți ceilalți. Doru era așa vesel, râdea, se juca cu ceilalți, hai, facem! Păi stai un pic, noi primeam instrucțiunile, adică noi nu aveam ce să greșim acolo. Și dar tu ne-ai ajutat foarte mult. Faptul că tu știai ce vrei să obții pe noi ne-a ajutat, că dacă ar fi fost, faceți și voi să arate bine... Mamă, ne-ar fi dat cu titla peste nas, ne-ar fi făcut cu praf. Dar eu în sinea mea, chiar și în stresul ăla, să știi că eu m-am enjoyat, m-am bucurat de moment, chiar dacă nu... Nu, dar nu părea ai, consider, ai considerat sistematic că nu o să ne ajungă timp. Da, asta. Și din fericire ne-a ajuns. Și ne-a ajuns pentru că, la, așa cum am zis, floristul a venit pe la 11:30, a adus tot, am lăsat tot acolo, iar pe la 12 au venit fotografii și videografii. Și au făcut o treabă extraordinară, ea fiind fotograf, el fiind videograf, un cuplu extraordinar, care au fost atât de flexibil și atât de atent să captureze fiecare moment important, chiar dacă ei nu știau cum e cu slujba. Au venit cu aproape 20 de minute mai devreme. Da. Și mi-au spus așa, mai întâi ne ducem să explorăm un pic împrejurimile. Ce? Păi au plecat și deja erau cu dronele pe sus, cu foto, cu unghiuri, cu toate cele. Și da, un aspect foarte important, ei nu știau cum o să decurgă tipul ăsta de ceremonie, pentru că era o ceremonie creștin-ortodoxă. Mai să mă mai duc la ciorbă. Da, creștin-ortodoxă, dar nu într-o biserică. Ei mai avuseseră, bineînțeles, evenimente creștin-ortodoxe în biserică. Și atunci au trebuit să reevalueze un pic, pentru că era o mixtură. I-am lăsat pe ei să surprindă tot ce consideră că e mai bine. Și ce credeți? Au surprins exact ceea ce noi aveam nevoie în modul în care noi ne-am fi dorit să fie surprins. Hai că pare de când m-am măritat că fac o ciorbă mai bună, parcă merge altfel. Bun. O ciorbă de perișoare gătește. Ciorbă de perișoare ca să fim în spirit, da. Exact. Vreau să vă spun că în momentul în care au venit fotografii am zis gata, asta e, punem deoparte tot ce e de pus, nu ne mai concentrăm pe alte lucruri. Nu ne mai concentrăm pe alte lucruri și facem doar ce avem de făcut, și anume bridal boarding, photoshooting și photoshooting-ul cu băieții, pentru că ne doream foarte mult să avem amintiri de atunci și amintiri din acea dimineață care să fie capturate așa cum visasem noi. Și atunci, pentru că eu aveam deja de la Nola Gray, adică de la prietenii noștri Nazar și Irina și micuța Emilia,
asigurate ținutele mele de Bridal Mornings photoshooting, pentru că am avut două, și ținutele domnișoarelor de onoare, care au arătat impecabil și foarte frumoase, am zis gata, am asta, am fotografii, avem spațiu, merg sus, mă schimb și începem photoshooting. Și asta am făcut. You can tell by the way she walks that she's my girl. You can tell by the way she talks to you. M-am schimbat în prima ținută și au ieșit niște poze extraordinare la care ne-am și distrat foarte tare. Băi, da, deci distracția. Eu am văzut, pentru că am văzut tot șirul de poze, inclusiv alea ratate, a fost acolo o paraghilie totală, da. Ce mai tura, dura. Super! Asta prima parte, cum ar veni, a fost primul outfit, prima ședință foto, după care fotografa s-a mutat în camera băieților. A venit la noi. Domne, băieții, poți să spui ce vrei, dar am făcut niște fotografii extraordinare. Vreau să-ți fără spun... ca eu să intervin. Exact. Doru mi-a spus înainte, zice, când facem noi pozele, să vii să-mi spui ce trebuie să facă. Și i-a spus, vă descurcați, că știu că am încredere, băieții, cu tine aveți. Sandra are o groază de experiență, da, și da, ok. De-aia zic că eu nu m-am dus deloc, pentru că pur și simplu am luat un moment de respiro și am stat în cameră în care m-am relaxat. Da, ai văzut ce paranghelie de poze am făcut. Auzeam râsete, acum mă relaxez. Eram așa sutieni și chilos și doar așa zic, mă relaxez, nu vreau nimic pe mine. Și fetele erau, ți aducem ceva? Și am spus, zic, sunt ok. Și ele au stat pe acolo și s-au orientat cum să iasă ce cât mai bine. Ce gurum. Ah, ok. Da. A zis ea că a scris să înțeleagă Doria. În condițiile în care mai aveam o ținută. Deci știam că Sandra e la băieți, face poze, videograful a venit și pe la noi. Și știam că mai avem o ținută și am zis, cu ținuta a doua aș vrea să fac poze în interior, dar aș vrea, dacă se poate, să fac poze și afară. De pentru care Nazar și Irina au venit cu un scaun de acasă, numai să am eu props-uri să așa. Nu știu cum s-a făcut și cum nu s-a făcut. Vreau să vă spun că în momentul în care trebuia să-mi pun a doua ținută și în momentul în care voiam să ieșim afară, a ieșit soarele. Deci, da, efectiv s-a făcut efectiv o lumină superbă. Nici din aia puternică, soare din la plin, mm-hmm, să te spargă în obiectiv sau să-ți facă umbre. Dar nici nor încât să se vadă întunecat. Perfect au ieșit pozele acelea. A fost inclusiv albastru pe cer, ceea ce, da, în Anglia, mai ales în perioada asta, e o raritate cumva. Da. Pur și simplu... cerul a spus, iese Delia la poze, haide. Da. Noi râdem, dar așa s-a întâmplat. Da, deci când am văzut că iese soarele, am ieșit afară, am făcut poze cu fetele, după care au venit și băieții și au ieșit niște poze extraordinare. Moment în care am avut primul moment de colaps, în care m-am așezat pe scaunul ăla și am zis, nu e bine. De ce? Pentru că ei, ca băieți, eu le-am dat într-o cutie de plastic, au avut... 6 butoniere. Da, florile. Una era mirelui, cea cu floare naturală. Celelalte două albe erau pentru domnișorii de onoare, adică fratele meu și Nazar. Iar celelalte domnișori. Domnișori de onoare, așa face să le spun. Iar celelalte două erau pentru ambii nași, una pentru Cosmin, una pentru Remus. Remus o avea pe cea corectă, Nazar o avea pe cea corectă. Nu mai știu care îi luase și nu era naș și o luase pe nașului, da? Iar fratele meu o avea pe cea de-a șasea, care n-avea ce să caute acolo, pe care eu am greșit când am comandat-o, pentru că în momentul ați când auzit, am da, a greșit. În ce sens am greșit? Am greșit pentru că bunny tail-ul ăla nu, da, era nici alb, codița, dar nu era nici bordo. Era un roșu cam aprins. Da, da, da. Pe aia i-au pus-o fratele meu în piept, că fratele meu îmi zice... Da, dar m-am gândit că asta e mai specială, că eu sunt domnișor de onoare și eu trebuie să... Bă, ideea este că treaba cu florile, noi, da, băieții am le-am, de... le-am zăpăcit, dar în cele din urmă, când le-a văzut Delia, nu-i nimic, se rezolvă. Le-am rezolvat cu toate, n-a fost așa. Dar asta a fost o peripeție amuzantă de altfel, pentru că ei se stricau de râs. Stai, asta e abia una dintre ele. Da, dar ei se stricau de râs acolo, da, și nu înțelegeam. Nu mă înțelegeți că m-am crizat și am fost ca o braizila adevărată, dar eram puțin, mă, dar voi n-ați văzut că-s două câte două, adică e... Și spun asta. Doamne, o spun pe vlogul în care v-am prezentat toate detaliile, vlog pe care l-am filmat cu mult înainte de nuntă. Și pe care Doru nu l-a montat, nu ca l-a montat să știe. Dar Doru era lângă mine când și-a auzit, nu? Când am zis... Nu. A fost cu peripeție și ca după aia să mă pedepsească și Sandra, fotografa, a zis, ia luați-l voi pe Doru și aruncați-l pe sus. Da. Și m-au luat băieții, au făcut ei punți, poturi, nu știu ce, m-au pus acolo și au început să mă arunce.
Crezi că a fost struggling? Băi, nu știu cât de greu am fost eu sau cât au muncit ei să mă arunce, dar vreau să zic că în momentul în care mă dezlipeam și pierdeam controlul cu... Așa și trebuia să mă întorc, eram... Te-au și prins. Măi, m-au prins. Adică they had your back. Da, eu i-am spus Sandrei, mi-amintesc că i-am spus, măi, eu nu vreau asta. Ea a zis, trebuie să facem, pentru că este pe setul de poze pe care mireasa l-a dat aici la secțiunea inspirație. Da, mireasa? Mireasa. Dar ce am avut cu tine? Nu știu ce ai avut cu mine, dar e bine. Dar a fost, băi, a fost de distracție majoră. Da, a fost floarea care trebuie. Da, da, acolo a fost cum trebuie, da, da. A fost ceva, nebunie totală. Florile, am făcut foarte multe poze frumoase acolo, niște poze superbe, mai mult decât imaginam eu că vor ieși de frumos. După care am zis, hai să mergem înapoi în cameră, pentru că riscam să înceapă să vină invitații și să mă vadă. Noi nu am vrut. Da, un mic amendament, când am intrat înapoi în venue, în local, soarele a rămas, da. A rămas să-i aștepte pe invitații. Da, și vreau să vă spun că noi nu am avut o primire a invitațiilor tradițional românească, da. Care invitații vin și tu și Mire și Mirea să-i primești. Noi am vrut să facem ceva atipic pentru noi ca români. Și anume, invitații vin, au fost primiți de către fratele meu și Cosmin, care s-au implicat foarte tare și au avut grijă de fiecare în parte. Iar noi ne-am făcut apariția la altar. Mai întâi a intrat Doru, după care am intrat eu. Se putea să nu ne întrerupă, întreruperea firea să fie. Revenim, unde am rămas, domnule? Deci am rămas la momentul în care eu stăteam la geam și stalker. Vedeai invitații. Da, care veneau și eram, iau, te-a venit. Eram ca un fel de tanti Vasilica, așa, și mă uitam deasupra și vedeam cine vine și cum vine. Și în același timp îmi creșteau emoțiile, pentru că vedeam că oamenii chiar vin și că da. Chiar o să fie oameni care să aștepte să ajungă acolo la altar. Și m-au luat emoțiile, drept pentru care le-am spus fetelor, trebuie să mă îmbrac ca să simt că fac ceva, că dacă stau am senzația că o să mă ia emoțiile din ce în ce mai tare. Când te-ai îmbrăcat cu rochia, la ce ori te-ai îmbrăcat propriu zis? Eu sunt curios cât ai stat îmbrăcată. Nu, rochia aia era mare, era m-am mult, era grea. M-am îmbrăcat cei drept pe la 3:20, așa. A, deci ai așteptat destul de târziu. Dar sosirea era, pentru invitații, era între 3 și, mă rog, la 3 ideal, da. La 4 fără un sfert, deja trebuiau cu toții poftiți în sala de ceremonie. Ideea e că m-am apucat să mă îmbrac și aici m-a ajutat foarte mult Mihaela, care a fost în jurul meu continuu, să punem aia, să punem aia altă. Mihaela a fost, toate au fost, deci toate au fost și tuturor le mulțumesc, dar Mihaela a fost... Le doresc tuturor mireselor care își doresc să fie ajutate de către domnișoare de onoare, să aibă domnișoare de onoare ca așa cum am avut eu și în special să aibă Mihaela. În general, în viața voastră vă doresc fete pe cum cele pe care le am, de care, cum să zic, mă bucur eu în viața mea de zi cu zi, mă emoționez tot timpul când vorbesc de ele. Dar s-au apucat, mi-au aranjat valul, mi-au pus aia la altă și... Noi eram deja îmbrăcați, pentru că noi da. Făcusem deja, dar trebuia să stăm acolo. Și aici a fost acolo. Un moment da. În care totul am crezut că, nu știu, da. Atunci am zis, gata, I'm losing it. Pe când stăteam noi liniștiți, așa, eu stăteam da. Cu băieții în cameră, că nici eu nu trebuia să fiu văzut. Ideea a fost așa, nu doar mireasa nu trebuie văzută, ci nici mirele. Da. Mi-a pus valul și am început să sune niște alarme, dar tare, adică nu așa un ceas, am zis, sună cuiva telefonul, nu, sunau tare, zic, Doamne, sper că nu ar face test de din ăla, de fire alarm. Și sunau și fetele îmi puneau aia pe cap și eu mă transformam la față, da, unde da. Eram happiness și zâmbitoare și hai că o să se vede în poziție, știi? Eram, primul meu gând a fost, ori fac teste, ori au dat drumul la lumânări și ceva a luat foc și în momentul ăla chiar mi-a ajuns inima în gât, că speram că toată lumea să fie bine, nu știam dacă toți au intrat, dacă stăteau afară, vedeam că afară stăteau oamenii pe terasă, pentru că așa cum am spus era cald și era drăguț. Ce s-a întâmplat? Când am stabilit să vină la ceremonie, să facă ceremonia la venue, în camera de ceremonii preotul, el a fost foarte drăguț și a spus, nu vă faceți griji de nimic, vă dau eu tot, am adus acele trepiede stative, pentru icoane, tot ce trebuie, da. Tot felul de stative pentru lunări. Și el a venit, bineînțeles, cu tot stack-ul de tot ce ai nevoie pentru a face o ceremonie așa cum trebuie. Printre care și cădelnița cu tămâie. Tămâia, domne! Și bineînțeles că atunci când a ajuns, în dorința de a face lucrurile ca la carte, ceea ce și noi ne doream, deci nu exact. N-a fost niciodată o chestie pe care am negat-o,
s-a apucat să dea cu tămâie în camera de ceremonii. Noi ne luând în calcul că în camera de ceremonii, așa cum se întâmplă în clădirile astea istorice, mai ales, da, mai numai ales, astea moderne, mai ales, da. O clădire, cum spune Doru, istorică, este un manor care a fost construit în anul 1814, deci are ceva ani. Este foarte bine asigurată și verificată și atunci, în momentul în care a dat drumul la tămâie, s-au pornit alarmele într-o veselie. Și bineînțeles că ei au trebuit să urmeze codul, protocolul și i-au dat pe toți afară, de unde tocmai intraseră toți, vă rugăm, ieșiți afară. L-a dat și pe preot afară, vă rugăm, ieșiți afară. Și bineînțeles că la un moment dat a venit organizatoarea, Tami, și a zis, trebuie să iasă toată lumea afară, inclusiv mireasa. Și a venit, eu eram cu Irina în cameră și Nazar a venit și i-a spus, Irina, trebuie să ieșiți și voi. Și eu îi spun și eu și el zice, da, zice că și tu. Nu! Aici nu mă mișc! Dar exact când a zis nu, exact când a zis nu, Delia a continuat, spune că nu ies, da, eram... S-a oprit instant și alarma. Deci da. Chiar în momentul ăla am avut... Am bă, zis noroc, că nu ies și Nazar era să uitam. Health and safety! E puțin Brazila acum, intrasem în modul de Brazila. Noi vorbeam cu Delia, dar noi deschisesem ușa, dar vorbeam prin ușa, că da, noi nu reușeam să o vedem, că Delia n-a vrut să o vadă nimeni. N-a vrut să o vadă nimeni și n-a vrut să o vadă nici două. Deci n-a fost chiar așa de tragic. Într-adevăr, panica era la ea, dar în momentul în care ai spus prima oară nu s-a oprit. Vreau să fac o românească. Bă, și n-ai putut. Și n-am putut. Așa atunci când am ieșit la poze, dintr-o dată, a venit și soarele cu noi, când așa și aici. Nu, când a zis nu, s-a oprit și alarma. Fratele meu deja era jos, avea grijă de acest mic haos. Deja Cosmina a avut grijă să se ducă să vadă ce se întâmplă. Eu le puneam fetelor la mâini florile. Și aveam o față, că la un moment dat și mi-a spus fotografa. Zâmbește că se vede în poză, că nu ești... sunt unele poze în care trebuie să se vede. Că în momentul ăla o luasem așa prăpăstios și dramatic, că vă dați seama, pui totul împreună și se auzi o alarmă și stai seama. Da, și spun Mariana, aolo, să vezi că mi se strică nunta, acum Mariana era ceva genul, femeie, nu ți se strică nimic, not under my watch. Și era, nu, în același timp spunea, nu fii prăpăstioasă, o să fie totul bine. Și într-adevăr a fost totul bine, că totul pentru s-a că s-a dus Cosmin, iar Cosmin cu spiritul lui practic a zis, bun, ați făcut fum. Trebuie să scoatem fumul afară. Hai să vedem. Ce deschidem? Face mai. A deschis Cosmin tot ce era de deschis pe acolo. Deci a fost extraordinar. A deschis geamurile, lumea a stat afară. 20 de minute, 30 de minute s-a rezolvat. Șampanie. Dacă stai și te gândești, nu s-a întârziat decât 5 minute. Nu s-a întârziat, nu. Au socializat, au mai băut un bar de șampanie, au mai vorbit unii cu ceilalți și după aia a venit și mi-a spus, gata, suntem gata. Eu cumva vreau să vă spun că stătusem în picioare, în rochea nu-mi permitea să mă fâții prea mult cu ea și stătusem atât de mult în picioare încât la un moment dat m-am pus așa jos în genunchi, cu rochea în jurul meu și cu voalul în cap și stăteam așa, așteptam să vină să-mi spună că e tot în regulă și că pot să ies, că toată lumea e la locurile lor și că lumea așteaptă să vină mireasa. Am coborât fetele în urma mea, mi-au ținut și voalul și trena și așa. Fratele meu era și el, zice, stai că trebuie să intrăm acum. Sper că nu fac nimic rău cu ușa. El avea grijă să deschidă ușa, să mă facă bine, să treacă în partea aia, bine. Era și el super emoționat. Și am ajuns în fața ușii și eram eu cu buchetul și aranjată toată și fetele erau, gata, ești gata, arată foarte bine. Și Tami, organizatoarea, zice, bun, acum deschid ușa și eu spun, nu, mai stai un pic, mai stai un pic. Eram atât de emoționată că, într-un fel, știam că trebuie să zâmbesc, că mi-am spus asta, că eu când nu zâmbesc am față de bitchiness. Eram în capul meu, trebuie să zâmbesc, dar în același timp mi se blocaseră fălcile de emoții, mi se, cumva, fața mi se... mă strângea așa. Păi adevărul că din plin amândoi pare că am trăit. Da, și îmi bătea și inima. Și momentul de dinaintea trecerii ușii, așa. Și de aceea știi, mă venea să zâmbesc, că știam că trebuie să zâmbesc, dar și nu știu, mă venea să plâng și eram, ce fac acum, nu știu. Râsul plâng. Și Tami zice, hai că trebuie să intri, că a început muzica și eu aveam melodia în cap și trebuia să intru pe melodia respectivă și dacă stai prea mult o să nu o să intri cum trebuie. Bun, hai, deschide ușa. Și a deschis fratele meu ușa și am intrat. Și pe cameră nu se vede. Eu trebuia să intru direct pe partea mai pe dreapta, ca fratele meu să vină în stânga. Să te centrezi realmente. Dar eu am intrat și m-am centrat cumva pe stânga, după care l-am văzut pe Doru și nu știu, mi s-a părut că Doru mi-a dat o privire așa, spunându-mi
Și eu în momentul ăla am făcut așa grățioasă doi pași, ca și cum mai era în, ca și cum era în poveste. Da, ai făcut pași și în același timp fetele deja ți aranjau, adică totul s-a aranjat, da, perfect. Mi-am aranjat tot în spate și atunci am zis, bun, suntem gata. Și în momentul ăla fratele meu a venit la mine și a fost... Deci noi suntem pic și poc, efectiv. Noi suntem... noi când ne întâlnim, trebuie să râdem. Din totdeauna am fost așa. Am zis, există Doru, care mă face foarte fericită, dar să râd cu lacrimi în viața asta, Andrei poate să facă chestia asta. Din ce spune, ce zice, ce face, nu știu. Și în momentul ăla el repetase, trebuie să vii să... mă iei de mână și așa, și el în momentul ăla avea atât de multe emoții pentru vrei că să gestionezi asta, cum a în făcut spate el? Rămăsese un trepied, da, care nu era calculat să fie acolo, și atunci el în momentul în care a rămas trepiedul și era rochea mea, a ocupat tot spațiul, nu avea de scalce. Și în momentul ăla el, doi, a făcut balet, nu știu cum a făcut, omul să treacă din dreapta de unde era în stânga ca să vină să-l iau de braț, a făcut un balet. Și fiind concentrat la baletul ăla și să nu-mi calce pe roche, era foarte emoționat de chestia asta, să nu-mi calce pe roche, să nu-mi strice, să nu-mi rupe, să nu mă deranjeze, mm-hmm, cumva. Și era atât de emoționat din cauza asta, încât în momentul când a venit la mine, eu sunt el, da? Tu ești el? Da. Nu, lasă, să fiu eu el. Deci eu sunt Andrei. Ia. Se duce Andrei? Și da, ia-te mână. Da, deci în momentul deci care m-a luat așa, nu știu ce am făcut, și eu i-am dat mâna într-un fel foarte ciudat, în loc să îl iau eu, să-mi întindă mâna să-l iau eu, el a venit și m-a luat el. Și asta a rămas, de se vede și pe una din poze, da, că râdem. Deci vreau să vă spun că este printre pozele mele favorite, poza aia, pentru că este atât de noi. Și atât de autentică de... Și atât de tare m-a, da, super, scos din... Într-un fel eram așa încrâncenată și emoționată și cumva sparte, că se vedea pe fața mea că eram cum pământenită foarte tare emoția aia care m-a făcut. Rezolvat. M-a făcut să râd atunci și cumva am căptat așa o aliură umană și jovială, da, când mă bucur atât de tare că s-a întâmplat. M-a scos efectiv din tensiune. Eram atât de emoționat încât i-am zis, Doamne, bine că s-a întâmplat asta, m-am dus la altar, au făcut ei acolo schimb de mâini, de ce au făcut. Și acolo era... pic și poc varianta, da, 2. Și ne-am așezat noi la altar. Și bineînțeles că noi ne-am așezat eu în... stânga și Doru în dreapta. Că eu așa văzusem, eu nu știu unde văzusem. Nu știu, așa ne-am așezat. Probabil la catolici mi-a rămas. Dar și nașii. Și nașii care erau. Ei, nașii căsătoriți, ei, da, cu experiență, două perechi. Da. Deci două rânduri de experiență. Dar nu cred că e vreo regulă. Nu știu dacă e vreo regulă, dar în cele din urmă părintele a zis, băi, dar tot așa cu un zâmbet din ăla larg. Deci trebuie să ne așezăm în felul următor și ne-a explicat și ne-a mutat totul super rapid, super gracios. Băi, a fost extraordinar. Extraordinar! A venit la noi, deci, și ne-a șoptit așa. Da, dar dacă n-am râs, și Doamne, noi tic, ne-am mutat în așa și zice și nașele să vină aici în stânga, nașii în dreapta. Eu am râs că o să-i țină în cupluri, știi? Da, e, mă rog, în fine, noi nu știam oricum, cu lumânările cu astea am avut o ceremonie foarte frumoasă, pentru că cât a fost de simplă, atât a fost de elegantă și decentă, mi-a plăcut foarte mult. Da. Unul dintre momentele foarte frumoase pe care le-am văzut ulterior pe poze și în filmare, pentru că eu nu eram acolo, a fost momentul când noi ne-am dorit ca Emilia să deschidă această intrare a, da, băieților și a fetelor, să fie ea prima și să a avut un coșuleț și a aruncat frunze, pentru că tematica anunții a fost toamna, pe jos erau frunze. Și a făcut un moment atât de frumos și este atât de drăgălașă. Justin la fel, a fost cu mințel. Bineînțeles că eu n-aveam răbdare. Deci la un moment dat mă doreau picioarele și la un moment dat eram din categoria, bă, nu mai pot. Bă, și noi încolțopeniți acolo, da, dă-ți seama. Cum să zic, mă luase amețeala de atât a stat și durerile de atât a stat într-un loc, pentru că era adrenalina aia care circula prin corp, da, mușchii, da, mei erau... Și la un moment dat mă fâțâiam sub roche, că îmi zic nu se vede, că treceam cu un picior pe altul, că nu se vede sub rochea asta. Justin, pe cât este el de, îi place să facă lucruri și este foarte activ, credeți-mă, a fost foarte ok, da, iar în momentul când își pierdea răbdarea, Mariana găsea orice fel de... I-a scos din geantă, i-a dat niște stickere și s-a apucat el cu stickerele lui să-i le pună ei pe roche și mă gândeam, zic, vine și la mine acum și îmi pune niște stickere. După aia... la fâții de colcol, i-a dat apă. Și cum a făcut și cum n-a făcut, cu el la sub braț. Băi, da. Doamne, a stat aia... cu mâna pe coroana aia. A datoria de nașă. Până la cap. Până deci la cap. Ce deci spun. Așa pentru ceva. Pentru mie toată plăcerea, da, da, și mulțumirea, pentru că v-am spus. Da. Alții spuneau, Doamne, asta e. Când a venit momentul să mergem în jurul mesei, am zis,
Doamne, îți mulțumim că în sfârșit putem să ne dezmorțim. Să mișcăm. Dar eu aveam emoții că mă gândeam în timp ce stăteam acolo pe loc, nu mai simțeam picioarele și știam că urmează momentul ăla cu rotitul în jurul mesei de trei ori și mă zic, o să mă târască efectiv pe aici așa, pentru că eu nu simt picioarele. E foarte interesant. Super, super, și după ceremonie, preotul a vorbit și a explicat și în engleză foarte bine. Foarte frumos, da. Deci și cu Iustin ceva. A interacționat toată, da. Cum venea la Iustin, cum Iustin se calma, se calma așa, da. Și era. Dar după ceremonie, faptul că a ținut să spună și în engleză pentru invitații care nu vorbeau română și să explice și să spună Tatăl nostru a fost, a fost în română și în română și în engleză, da. A fost foarte frumos, deci foarte frumos. După care am zis, le-am spus invitațiilor, puteți merge în sala de recepție pentru că am avut canapés, am da. Avut niște... Am avut mini fish and chips în conuri, așa. Asta a fost, cum am spus noi, taciul englezesc, da. Mini fish and chips au fost. Conuri, așa, aveam bucățele de fish and chips și arancini, care arancini sunt niște taciul italian de orez care înăuntru au mozzarella cu sos de tomate. Am înțeles de la fratele meu, pentru că noi, desigur, nu știu. Eu am prins? Tu ai prins arancini, da? Eu sunt singura care nu a gustat din acele canapis. Eu când spun am prins, a fost o chestie de genul ăla. Pur și simplu. Ok, sunt canapisurile afară. Hup, am luat. Literalmente am luat și am mâncat. Vedeți asta? Pentru că noi trebuia să mergem să facem poze. Într-adevăr, am fost contratim. Deci am înțeles. Dar Andrei a păstrat pentru noi. De ce l-a venit afară? A venit, stai așa, că îți spun și ajunge și acolo. Ideea e că au venit canapisurile, au venit și paharele de șampanie și le-am spus invitațiilor, enjoy, că noi de la 5:30 la 6:30 până mergem să luăm masa, mergem să facem un photoshooting. Și să le lăsăm și lor timp să respire, să se relaxeze. Așa cum am spus, toată lumea a stat afară pe terasă pentru că era atât de frumos afară, încât îți era mai mare dragul să stai afară decât înăuntru. Deduseră drumul și la luminițe, se vedea foarte frumos. Și noi ne-am dus să facem poze și am făcut o grămadă de poze. Canapis, Doru a prins, eu n-am prins nimic. Ce n-am prins? Și nu știu dacă Kir Royal-ul l-ai prins? Kir Royal, da. Am prins ce trebuie. Kir Royal am prins. Pentru că asta, cu asta am vrut să ne servim invitații atunci când începe seara, cu Kir Royal, adică șampanie împreună cu puțin lichior de smeură, care este așa o chestie foarte dulce. Referitor la rochie, încă aveam voalul în păr, pentru că mi-am dorit să facem câteva poze și cu voal, după care am avut grijă și fetele l-au scos cu grijă de acolo, am rămas cu rochia întreagă, pentru că rochia de la ceremonie avea o bată pe care am păstrat-o de-a lungul bata ceremoniei. Bata pentru decență. Da, și cu care am făcut și câteva poze ulterior și după am scos și bata și am rămas cu decolteu și am făcut câteva poze. Asta mi-a și plăcut la această rochie, faptul că a fost atât de elegantă și simplă în același timp. Nu, pentru mine n-aș fi putut să aleg o rochie mai bună. Eu cred că ți s-a potrivit. Ador. Perfect. Bun, și am făcut noi pozele astea, eu am rămas în a doua versiune a rochiei, iar la cină am avut ca antreuri, fiecare a avut de ales între bruschete, pentru că mi-am dorit foarte mult iarăși un taci italian. Și mie îmi place mult pâinea și atunci am zis bruschetta e ceva senzațional, ghiciți-vă ce a ales mireasa, bineînțeles, păi da. Bruschete. Și o variantă mai light, ciuperci umplute. Foarte bune și acelea. Fiecare a ales ce a dorit și am avut parte de acest minunat antreu. După care am avut felul 1. Tu ai avut beef stroganoff, da. Iar eu am avut porcul. Sfântul porc trage la porc, domnule. Au fost alegerile. Beef stroganoff-ul fiind ceva extraordinar de cremos așa. Să știi că între cele gustos. Două mi-a plăcut mai mult. Știam că o să-ți placă mai mult. Dar am zis să iau pentru că porcul ăsta a fost în sistemul ăsta roast. Sunday roast. Genul Sunday roast, care din nou, iarăși, taciul englezesc. Am vrut să fie acolo cu gravy, cu toate cele. Adică... Taciul franțuzesc a fost stroganoff-ul. Stroganoff-ul, da. Și Kir Royal. Mie mi s-a părut mai bun ăla, dar acum eu sunt și am bias, cum spune englezul către mie. Place, dar șoriciu. No. Deci, beef stroganoff, dar cu șoriciu de acolo. Deci ne-au adus, i-au adus lui Doru porția de Sunday roast, porc la cuptor, cu cartofi, cu legume, cum știu ce, și mie mi-au adus Sunday roast, ăsta, beef stroganoff-ul, cu frumos așa, cu sos cremos, cu orez, cu broccoli, cu whatever.
Și lângă, între noi, a pus o farfuriuță așa, plină de șorici din acela de pe porc, după ce faci porcul la cuptor și șoricii devine așa crocant. Crackling, să-i spun. Păi n-ați văzut în viața voastră, o mireasă mai prințesă, prințesă, dar pun la șorici. Bineînțeles că într-un mod foarte finuț am luat o bucățică și, da, da. Și Cosmin s-a uitat la mine, că nașii au stat, bineînțeles, la aceeași masă cu noi, de o parte și de cealaltă, și Cosmin, ce mănânce cu șorici? Ha, și îmi zic, ești tot, și dau și Mihaeli, și eram efectiv niște oameni la patru ace, ronțăind la șorici, pentru că na. Dar mai și-a fost o fază când a venit să ne întrebe dacă mai vrem nu știu ce și tu i-ai spus, mai adum șorici. I-a zis să mai aduc, pentru că îl împărțisem cu toată lumea la masă și eu mai voiam șorici. Da, eu nu dar am gustat o bucățică foarte mică, eu ți-am spus că mi se pare că da. E foarte tare, dar nu a fost tare, nu, eu l-am judecat după aparență, dar era așa, extraordinar de bun. Și am zis, ciorba aia ta e gata, da? Bun. N-am avut taci românesc, sarma sau nu știu ce, dar șorici tot a fost acolo. Aia a fost, da. Și am mâncat și main-ul și a venit momentul tortului. Da, aici noi nu am vrut să avem desert și după aia să avem tort. Și atunci am făcut cumva un fel de 2 în 1, am putea da, să am spunem... vrut ca tortul să fie desertul, pentru că mai apoi am avut și candy bar-ul. La candy bar am avut incluse de la... alune, sărățele, chestii sărate. La cele mai dulci posibil, lucruri. De da. La wow. Cupcakes, la prăjiturele, la păhărele din aceea sundae, la... Nici nu știu, am avut atât tarte. De multe lucruri. Tarte de la Tucci. Am luat tarte întregi pe care le-am integrat fructe, acolo. Fructe, bombonele de toate felurile. Domnule, ce a fost? Era curcubeu acolo. Toate Skittles, culorile erau. Pus, ce ne-am pus acolo? Am pus și nuci din acelea românești, știți? Da, ăla a fost traciul românesc. Da. Din, așa l-am și gândit. Deci, domnule, trebuie să punem ceva românesc, neapărat în candy bar, da. Oricât de englezesc, italian, moderno, americano, whatever, francez ar fi el, trebuie neapărat iar să aibă ceva. Iar acelea în ideea de toamnă mi s-au părut super. Se potriveau la fix, la culoare. Da. Și toate decorațiunile de acolo, așa cum ați văzut în pozele din vlogul anterior, chiar vlogurile anterioare, au fost în mare parte gândite și compuse de către Delia da. Și prietenul nostru Jeff, da. Amazon. Deci a fost o nebunie totală. Toate alea, formă de frunză, feliile acelea de lemn, cum se numesc, chiar și farfuriuțele pe care le-am luat foarte recent, cu, tot așa cu frunze și bucățile culorile. Bucățile de copac da, care da, am pus copăcii, tot felul tot, de alune, toate acelea extraordinar. Au fost cumpărate de către noi. Întrebați-mă cum le-am pus și cum le-am aranjat în casă, că sunt puse da, peste tot. O să le vedeți în vlogurile pe următoare. Multe le-am păstrat, unele mi-au fost cerute și le-am și dat, altele au mers la gunoi că nu și-au avut rostul după ce le-am folosit. Da, erau semi-perisabile, hai să le da, spun așa. Și am zis, dacă există acest candy bar, n-are rost să avem și desert și tort și candy bar, pentru că n-am muncit atât la candy bar ca să includ și un desert care la urmă nu ai fost foarte englezesc și fără da. Sens din punctul meu de vedere. Și atunci a venit momentul în care să tăiem am... tortul. Tort pe care, de obicei în Anglia, aici îl pui în display, da. În sala de ceremonii și, stă, și acolo. Stă acolo. Eu le-am spus fetelor. Foarte ciudat. Pentru că tortul nostru era un tort pe care noi l-am comandat de la Natalia, de unde comandăm mereu torturi. Foarte... proaspăt și bine făcut cu ingrediente perisabile, le-am spus să-l țineți aici la frigider. În niciun caz să nu-l aduc afară. Păi dacă ar fi stat 4 ore acolo... Asta e, dar mi se pare și fără sens să flexez cu tortul. Să mai fie și un tort din ăla supraetajat sau, să înceapă să scurgă pe acolo de la căldură. Lasă, da. Nu, noi am vrut ca tortul practic să vină în momentul în care urmează a fi tăiat. Da. Așa, și devorat. Și am avut ustensilele alea frumoase. Ustensilele pe care le-am superbe. Personalizat. Da. Tăierea tortului a fost una scurtă, după care mireasa a țipat că avem tort într-o veselie, pentru că am visat la tort. Mai puteam. Și am primit cea mai mare felie, tu! Toate dietele pe care le-am ținut a fost ca să ajung la acel tort. Și... le-am dat înapoi în bucătărie, feliat și servit în funcție de preferințele fiecăruia. De ce spun preferințele? Pentru că tortul n-a fost o singură aromă. Ne-am gândit că vor fi oameni care nu vor suporta ciocolata sau oameni care ne vor plăcea vanilia. Și atunci am făcut primul layer, primul strat. Da. A fost cu, s-a numit Raspberry Vanilla Dream, adică a fost cu cremă de vanilie și zmeură. Iar foarte layerul de jos... preferatul nostru forever and ever, Oreo Cake. Și mai bun. Care era cu ciocolată și cu cremă de brânză și biscuiți Oreo și ceva, o nebunie. Și atunci fiecare a avut posibilitatea să opteze și tortul a fost împărțit și devorat. Dacă mi-ar mai fi dat
cineva încă trei felii, aș fi mâncat în continuare. Dar știam că urmează ceva foarte important după tort și a trebuit să zic, domnule, trebuie în continuare să fiu... Un moment pentru care să fiu în regulă. Multă vreme. Oh, Doamne, cât și ne-am vreau pregătit. Să vă spun așa, că atât de mult ne-am pregătit ca în ultima săptămână înainte de nuntă să facem o repetiție atunci când am avut rochea. Și s-au produs două schimbări ale schimbării. Da. Două. Unu, am intervenit în dans, am schimbat câte ceva și doi, o să vă spună de ele acum. Doi, asta cu intervenit în dans a fost un lucru foarte propice și în sensul că am schimbat coreografia puțin, dar asta e mai puțin important. Rochea mi-a făcut mie un mare damage psihologic, pentru că în momentul când am încercat să dansăm cu rochea, ne-am dat seama că nu se poate. La croitor am făcut asta. Și că dansul nu că ar fi ieșit și ar fi fost urât. N-ar fi ieșit deloc, că n-ar fi putut face anumite... Riscul foarte mare... să nu te poți răsuci și mai mult decât atât, de fiecare dată ar fi trebuit să vin spre tine, ar fi trebuit ca să aștept întâi să pleci tu, pentru că trebuia să ia rochia. Să plec eu, să vină și rochia și după aia să vine. Și ar fi stăteam la ocazie până mergeam și eu. De, am fi făcut dansul ăla în 500 de ani. Și am spus, Doru zice, nu se poate, zice, trebuie să-ți cauți altă rochie. Aici, povestea de cu o săptămână înainte de nuntă. Și el, cam așa. Și el zice, da, trebuie să-ți cauți o variantă în care să dansezi, pentru că în rochia asta nu o să putem dansa. Și atunci am ajuns acasă și am zis, trebuie facem. Și apucă-te, dar nu mi-am căutat roche de mireasă din categoria de la atelierele de roche de mireasă, că știam că e imposibil, nu decât dacă ți iei ceva care era acolo sau... Și atunci am căutat și am găsit două variante, trei găsisem, dar la una am renunțat pentru că nu ne-a plăcut atât de mult niciunuia. La două variante am ajuns și am spus lui Doru, bun, și care, pe care o ale? Lui îi plăcea mai mult una, mie îi plăcea mai mult cealaltă. Și el zice, știi ce, comandele pe amândouă. Da. Vezi oricum care vine mai repede, că e și asta important. Vezi pe aia care îți place și la fața locului, exact, cu ele pe tine. Vezi cum îți vin. Da, o comandă, vreau să vă spun că în două zile au venit. Am ambele comenzi cu același curier în același timp. Desfăcut repede, mă duc sus, probez. Probez pe prima aia care îmi plăcea mie mai mult. Zic, mamă, Doru, zic, asta e superbă, este fluid, așa. Se potrivea cu dansul. Se potrivește cu dansul, zic, este cea pe care o aleg eu. Mie îmi place foarte mult, cred că la asta rămân. El zice, da, știi, și mie îmi place foarte mult cum îți vine, e foarte ok. Am și încercat să dansăm, a ieșit perfect. Păstrează pe aceasta. Dar zice, da, probez totuși și pe cealaltă acum, dacă tot ai adus. Mă duc, o probez, o pun pe mine și el zice... Vai, la asta îți vine atât de frumos. Deci nu. Zice, îți vine foarte frumos rochia asta. E așa ca tine, e pentru tine. Aici era a fost să iau decizia. Cea mai mare dificultate era pentru că noi eram în mindset-ul în care trebuia să păstrăm o singură, să alegem o rochie, rochia cu care, în care dansează și cu care ne petrecem. Eu eram mindset-ul ăla că eram cea legat. Exact. Dar ce ar fi, doamna Amoraru, dacă le păstrăm noi pe amândouă? Zice, păstrează-le pe amândouă. Și zice... Dacă le postezi pe amândouă și ai unde să te le porți? Păi zic, le port pe amândouă toți în seara. Și așa, și așa ajuns am mai ajuns cu rochia dedicată pentru dans. Rochia dedicată pentru dans și am spus lui Doru, cealaltă era o rochie care era destul de scurtuță așa și nici nu se potrivea cu mișcările dansului. Noi am avut vals în prima parte am a dansului, avut. Vă spunem imediat. Și pentru că ai tipul ăsta de muzică, ai nevoie de ceva care să fie foarte fluid, foarte... voluptos, cred că e termenul. Da, cea de-a doua nu era, nu, pentru că era, era făcută, mai făcută din modernă, s-ar fi potrivit parte cu cealaltă parte a dansului? S-ar fi, da, da, n-aveam când să mă schimb, dar s-ar fi potrivit la o cunie civilă, da. În orice caz, le-am păstat pe două și am zis, le iau cu mine, vedem. Bun. Și a venit momentul dansului, m-am dus repede, m-am schimbat. Funny stuff e că pentru această rochie mi se părea mie că e un pic sitru așa și un pic străvezie și eu zic, nu, doamne, pun și jupă, am făcut probe acasă cu ea, cu jupă, zic, pun și jupă, să fim siguri că nu se vede. Atât eram de emoționată că m-am dus să mă schimb, să-mi dau jos rochia de mireasă pe care nu mai dădusem jos odată până acum, pentru că am mers la baie și ca să merg la baie trebuie să mă dezbrac de tot. M-am dus la baie, m-am îmbrăcat la rochie cu rochia de mireasă, m-am dus, am luat masa, am venit sus, m-am îmbrăcat cu rochia de dans. Da. Care s-a îmbrăcat foarte ușor, spre deosebire de rochia de mireasă, mă simțeam ca un ful. Practic, după ce îmbraci și dezbraci rochia de mireasă, cu orice te îmbraci nu imediat. Nu mai contează nimic, da. Mi-am pus rochia pentru dans, dar bineînțeles că eu am uitat jupa. Nu s-a văzut absolut nimic, pentru că ce credeam eu că se vede era doar în capul meu, că și Mihaela mi-a spus după nu se vede nimic. Și am realizat că nu am jupa în momentul când m-am pus să dorm și am făcut o retrospectivă a zilei și mi-am dat seama că am uitat efectiv, dar a fost tot ok. Cumva era
în panică, dar totul a fost ok și am făcut, dar am sărit un moment înainte să mă schimb de rochea de mireasă și să renunț la rochea de mireasă, să mă schimb pentru rochea de dans. Am ieșit afară și am făcut poze cu artificii. Artificiile, da. Și am ieșit, am făcut pozele acestea, după aia m-am dus și m-am schimbat, iar când am venit, toată lumea a intrat înapoi în sală, sala a căpătat o altă structură acolo, au mutat niște mese, au făcut un ring de dans frumos, a venit DJ-ul și a pus, își pusese deja acolo treaba, pentru că noi am avut un DJ foarte funny, a venit în prima instanță el și apoi a venit nevastă, da, a fost foarte făcut tare. În două ture și ne-am apucat de dans. Dans pentru că am avut foarte multe emoții, dar pentru că am schimbat rochea, eu eram mai light și cumva ne-am propus amândoi să enjoyăm la maxim momentul, cred că a ieșit foarte bine pentru cât suntem de talentați. Noi chiar am luat cursuri, am înnebunit-o pe biata profesoară de dans pe care am avut-o și care a fost acolo, pentru că noi am invitat-o. Nu numai ea a fost foarte emoționată, a fost foarte ciudat, pentru că multe lume mi-a spus că le-au dat lacrimile. Da, a fost foarte... Dansul nostru a fost gândit în felul următor, să fie în două părți. Prima parte a fost un vals, Tchaikovsky, Waltz of Flowers, Valsul Florilor, care este ceva superb și pe care ne-am... a ajutat foarte mult de profesoara noastră să putem să învățăm o coreografie și să o facem. Și de asemenea, a doua parte, care a venit cu un twist. Un twist? Gândit de tine. Super cunoscut! Da, twist-ul fiind melodia noastră de intrare la vlog, pe care o știți. Da, ăla a fost... După ce a fost twist-ul acesta, a fost Born to Love You, a lui Queen. A fost cel de-al doilea dans pe care am făcut o coreografie foarte jucăușă și simpatică, pentru că voiam ceva foarte vesel, iar Doru își dorea foarte mult ca la sfârșitul dansului nostru să integrăm lumea din sală, da, decât să stăm și să facem mulțumim, aceștia suntem noi, da, exact, casat. Și toată lumea a prins ideea, asta a fost frumos, că toată lumea a prins ideea, că nu trebuie să ne aplaudăm, să facem toate cele și toată lumea a venit și am început cu toții, am continuat practic melodia asta a doua, a fost... Am avut un sentiment din ăsta de satisfacție, pentru că este ceva ce eu am propus. Da, el a propus. Și, băi, s-a concretizat! Da, și a fost foarte frumos. Wow! Asta a fost cu dansul, mi se pare că a ieșit foarte bine și că, dincolo de frici, de emoții, am făcut o treabă bună și că toată lumea s-a simțit foarte bine. Și a venit momentul aruncării buchetului. Nu mi-am dorit niciodată, încă de când am plecat cu ideea aceasta că voi urmări această tradiție de a arunca buchetul, am știut că nu voi arunca buchetul meu pe care l-am avut la ceremonia religioasă, ci voi construi și voi pune la cale un alt buchet pe care să știu că îl dau cu drag. Și atunci am avut două buchete, iar aruncarea buchetului nu a fost tocmai aruncarea buchetului, pentru că știam din timp de chestia aceasta, știam că se pune la cale o surpriză și știam că cine va primi acest buchet de la mine, o să aibă parte și de o cerere în căsătorie. Și așa a și fost, deci a fost un moment surpriză al nunții de care știam doar câteva persoane și a fost foarte, foarte frumos și chiar mă bucur că s-a întâmplat așa. Dar am fost foarte emoționată, da, și pentru acest moment și bineînțeles că odată cu aruncarea buchetului și cu terminarea momentului de dans, am zis, bun, acum să mă schimb în rochea pe care am văzut-o eu ca fiind pentru dans și voie bună la liber, fără să mai am nicio problemă. Și odată cu această schimbare am descoperit că ce avem noi acolo, avem și un kit de karaoke. Da, m-am dus, m-am schimbat în cea de-a treia roche, cum ar veni, și... Nu știu ce Nu știu ce a fost în capul nostru, la drept vorbind. Nu știu ce fel de surpriză, pentru dacă a fost bună sau rea. Cred că suntem mai buni dansatori decât cântăciori. Clar, clar, cred că toți erau... Putea să vă opriți la dans, cred că era mai bine. Sper să nu fie leaked nicăieri acel... Să dar n-apare nicăieri urmările, acel... urmările au fost bune, pentru stai, că până la urmă s-au tot angrenat și alți s-au oameni angrenat, asta. Dar mi-am dorit foarte mult să cânt cu domnișoarele de onoare. El nu și-au dorit să cânt. Dar pentru că eu eram mireasă, au venit și s-au sacrificat acolo pe altarul creației.
Și au venit și am vrut să cântăm împreună Harry Styles, Watermelon Sugar. Și dacă știți cum a venit în acel Watermelon Sugar, toată lumea îmi spunea, rămâi la contabilitate, e ok. E ok. Faci foarte bine ceea ce faci. Păi și-au dispărut microfoane, nu știu cineva le-a spus. Am vrut să facem și asta și ne-am distrat și ne-am simțit da, foarte ne-am bine. După care a intrat muzică, DJ-ul nostru, bineînțeles, noi am avut o listă, iar el a respectat lista respectivă și chiar mi-a spus la sfârșit, doamna care a venit și a DJ-it, mi-a spus la sfârșit, ați avut un playlist nemaipomenit, așa muzică bună, zice, de obicei sunt astea, eu am pus foarte mult, a fost foarte multă muzică din asta, 80s, 90s. Da, cumva, noi am fost atenți și la versuri da. Și ce reprezintă, care sunt mesajele din melodii. Probabil că primesc request-uri sau au melodii care... Nu știu cum să zic, dar contravin probabil, evenimentului. Da. Eu am fost cândva la o nuntă în care s-au cântau de jale. Deci... Nu m-am axat foarte mult pe bluzuri, pe melodii lente. Pe veselie, domnule, pe veselie. Și am dansat, de-am rupt, deci chiar am dansat. Bineînțeles că a fost și Golden. Golden! Se putea să Golden. Golden. Trebuia să aducem și bicicleta aia eliptică. Da. Ca să cânti de pe ea. Da, a fost foarte frumos. Iar acum vine practic ceea ce tu ai așteptat un an de zile și trebuie să descrii așa cum te simți tu cel mai bine. Candy bar-ul, domnule. Candy bar-ul. Despre candy bar am spus, am avut oportunitatea să-l pun cap la cap în capul meu, după care oamenii din jurul meu au înțeles cam ce vreau eu, că la urmă n-am construit o rachetă. Fratele meu e foarte mândru de cum a aranjat macaronsurile, trebuie să spun, pentru că mereu spune așa. Da, deci treaba a fost foarte bine cu candy bar-ul. Am dansat și am dansat, iar lumea când a început să plece, pe la 11 și un pic 12, le-am oferit acele thank you boxes, pe care sper că le-au enjoyat la maxim, a plecat lumea. Noi, la un moment dat... Și au plecat și angajații de acolo din venue. Am rămas doar noi cu Mihaela și Cosmin și cu fratele meu și prietena lui, care am avut fiecare câte o cameră sus. Vreau să spun că într-un fel, că era adrenalina aia în mine, dar într-un fel mă simțeam atât de obosită că eram trează la 3:30, nu? Și a fost extraordinar de frumos. Nu pot dori altceva. Mi s-a părut că a fost perfect, chiar și stângăciile și alea au fost mie extraordinar mi se pare că acelea sunt sarea și piperul. Da. Practic, din ceea ce ne-am propus și ceea ce s-a obținut este mult peste așteptările da, noastre. Clar. Bineînțeles că o să vină și un filmuleț, un vlog în curând, pe care Dor o să-l pun în cap la cap. Mai e un pic, e și un haul, pentru că l-am filmat ieri, deja astăzi sport, hăinuțe, o să vedeți că vine și haul-ul. Deci, practic, suntem super suntem pe, val. Pe val în momentul de față și urmează, bineînțeles, marea surpriză. Curând, marea surpriză, dar nu înainte de mica surpriză. Nici nu știu care dintre ele e mai mică. Una nici eu nu știu care e mai mare sau mai mică. Da, da, e că e cu surprize. Bine. Bun, până una alta la ciorbă cu noi. V-am pupat. Pa.